Haideți cu bună dimineața din Bangkok. Astăzi suntem în drum spre un restaurant foarte faimos de aici din Bangkok, restaurantul Jay Pha, un bucătar celebru cu stea Michelin și are un restaurant tip stradal aici în Bangkok. Iar noi mergem să-l vizităm. Ea e faimoasă pentru o omletă cu crab. Iar acest oraș de dimineață, pe lângă că e aglomerat, ce mă surprinde e faptul că e foarte, foarte curat. Vă că peste tot au aceeași problemă, cablurile astea atârnă peste tot. Interesante aleile astea și foarte liniștite aici, acum de dimineață. Ia priviți de ce templu am dat. Se întinde pe o suprafață destul de mare. Iar numele templului e cam așa, Loha Prasat. Cel mai probabil o să-l vizităm după ce mâncăm. După cum mă așteptam, acum ne apropiem de restaurantul lui Jay Pha și e o coadă. Cred că toți oamenii așteaptă doar să mănânce la restaurant. Și acum va fi pentru prima dată cu metroul în Thailanda. Noi trebuie să ajungem la Lumpini, deci avem de mers undeva la 5 stații. Da, cu metroul în Thailanda, foarte, foarte civilizat, foarte, foarte curat, aerul condiționat merge, deci nu o să mor de cald și foarte ieftin. 6 stații, care în mod normal cu taxiul m-ar fi ajuns undeva la 100 de baht și desigur dura și mai mult. Au costat 26. Spre surprinderea mea, nu e aglomerat deloc. Am intrat în acest parc imens. Parcul ăsta practic are de toate. Are și o sală în aer liber, are și un lac unde poți închiria bărcuțe. Și da, în sfârșit am ajuns și în Lumpini Park. Chiar mi-era dor să mă plimb prin parcul ăsta, deja cum am intrat din cauza la vegetație și tot. Parcă temperatura a scăzut cu vreo 5 grade și a devenit foarte, foarte suportabilă. Iar aici, în acest parc superb, ai și un lac în mijloc, iar din câte îmi amintesc era și plin de reptile, așa că nu m-aș mira de data asta dacă aș vedea câteva. Iar da, cel mai fain în parcul ăsta e faptul că există și o sală în aer liber, iar din câte îmi amintesc era și accesul gratuit. Foarte fain parcul ăsta. Cred că dacă ar fi să mă mut într-un oraș ca ăsta, sau chiar aici, ar fi un mare plus dacă mi-aș găsi un apartament sau o casă chiar lângă parcul ăsta. Și după cum v-am zis, uitați-l acolo cum mă înoată. Sala în aer liber. Foarte rudimentar așa. Și la umbră. Hai că după asta umbla mi s-a făcut și foame, pentru că nu mi s-a arătat să mănânc la restaurantul ăla cu stea Michelin la Jay Pha. Am găsit aici un restaurant mexican. Mâncăruri arată foarte, foarte bine. Așa că hai să băgăm ceva așa ca de mic dejun. Au venit și mâncarea, o limonadă 80 de baht, adică 2 euro și ceva. Un rice bowl undeva la 6 euro. Deci pentru Thailanda e destul de scump, dar arată foarte, foarte bine. Am început de la să bag o leacă din rice bowl ăsta, foarte, foarte bun. Restaurantul se cheamă La Porcul Cotat, The Spotted Pig. Foarte, foarte bun, puțin cam spicy, dar fiind restaurant mexican era de așteptat. Dar foarte, foarte bun. Iar acum ne îndreptăm spre stația de BTS, să mergem până exact în centrul orașului, în Silom. Deja ieșit din BTS, se poate observa clădirea care vreau să o vizitez eu, în afară de tuk-tukuri și femei care de fapt nu sunt femei. Asta ar fi cam a treia chestie care îți vine în minte când te gândești la Bangkok. Iar această clădire se cheamă King Nahamapong. Iar locul acesta
din spatele meu este foarte faimos pentru că la etajul 74 au o podea de sticlă, iar de precizat e faptul că dacă vreți să schimbați bani în Thailanda, cel mai bun exchange office e super rich. Aici tot timpul să găsești cea mai bună rată din Thailanda. Cred că liftul ăla mergea cu o viteză foarte, foarte mare. Am ajuns la etajul 74 în nici câteva minute. Iar priveliștea sau view-ul e cu totul și cu totul impresionant. Ia priviți aici cât de mare și de impresionant e orașul ăsta. Nu știu, dar view-ul ăsta îți dă așa o impresie de ciudată. Iar aici la etajul 78, o terasă în toată regula, cu o vedere superbă la tot orașul ăsta fain. Ne-au dat și cover pentru Adidas sau șlapi atunci când mergem pe podeaua aia de sticlă. Cât de tare poate să fie senzația aici. Iar cam așa se prezintă baia cu acest view. Nu mai rămâne decât pe astăzi să merg în port și să iau o croazieră pe Chao Phraya River. Cel mai probabil ne oprim la câteva temple foarte interesante din Bangkok. Așa că de-abia aștept să le văd și să vi le arăt și vouă. Am pierdut la limită prima barcă, așa că am luat-o pe a doua, au costat 16 baht. Și o să ne duc o bucată destul de lungă pe râul ăsta, Chao Phraya River. Ia priviți cât de larg e râul. După vreo 5-6 stații am ajuns în sfârșit la Wat Arun. Acum așteptăm să intre barca în port, ne dăm jos și ne apucăm să vizităm acest complex de temple superbe, pentru că sunt vreo 2-3 temple în zona asta, iar apoi pe cealaltă parte mai sunt câteva temple. Se pare că intrarea în templu ăsta s-a mărit puțin față de acum 2-3 ani, de când îmi aminteam eu, înainte era 50, acum s-a dublat la 100. Iar pe vremea când am venit eu ultima dată, câteva părți din templu ăsta erau în reconstrucție. Ei de obicei le repictează în alt tot timpul. Acest templu a fost construit prima dată, a fost terminat prima dată în 1657, templu budist, care acum a devenit doar o atracție turistică și este printre cele mai cunoscute atracții turistice de aici, din Thailanda. În thailandeză, Wat înseamnă templu, deci acesta este templul Arun. Din păcate, accesul mai sus e interzis. Dar chiar și de aici poți să-l vezi cât de fain e. Toate detaliile astea sunt pictate așa cu alb. Iar ultima reconstrucție mai totală a avut parte în 2017. Iar thailandezii aici, exact lângă templul Wat Arun, au pus băieții de o cafenea exact aici la umbra copacilor. Ce idee bună! Chiar mă gândeam unde pot să beau ceva rece. Iar acum vom trece cu feribotul Wat Po, acel templu faimos cu un Buddha de vreo 40-50 de metri care stă pe lateral. Iar după o cursă foarte, foarte scurtă cu barca, o costa 5 baht ca să mergi de la Wat Arun la Wat Po. Intrarea costă 200 de baht de persoană. Și mai avem cam vreo jumătate de oră de umblat pe aici până când se închide. Complexul ăsta e un pic mai mic decât Wat Arun-ul, dar
ce e înăuntru e cu adevărat impresionant. Iar odată intrat, ia priviți cât de imensă e statuia asta. Ne-a dat o plăsuță ca să ne punem adidașii. Iar la fel ca toate statuile lui Buddha, se uită cu ochii în jos. Foarte interesante și picturile astea de pe pereți la ei. Presupun că arată viața lor simplă. Iar această statuie are 46 de metri, iar templul a fost înființat în anul 1601, iar apoi reconstruit undeva prin secolul 19. Și la fel ca la noi, cutia milei, și mai erau câteva cutii de donații chiar la intrare. Ba chiar puteai să donezi folosind un cod QR. Iar această statuie are, din câte am înțeles, foițe de aur. Chiar și designul pe tălpi foarte, foarte fain. Eu zic că poartă măcar un 52 ăsta. Iar așa arată Buddha de la spate. Absolut impresionant. Odată ieșiți din templu, sunt așa curios să vedem ce ar mai fi pe lângă. Iar de aici putem vedea ca și o machetă a Wataron. E și o pisică acolo, doarme pe templu. Ce pot să zic? Locurile astea le vezi odată. Iar apoi, cel mai probabil, dacă mă mai întorc încă o dată în Thailanda, nu o să mai trec pe aici. Da, de partea asta, care n-am explorat-o din complex, chiar a rămas impresionat. Foarte, foarte fain făcut. Nu prea înțeleg cum o lăsat ei toate plantele alea pe turn, tot bungeacul ăla. Dar, da. Cel mai probabil urmează să fie curățat, urmează să fie restaurat, probabil. Văd că și pe aici e puțin cam neîngrijit. Cam atâta și cu exploratul acestui oraș. Astăzi am făcut un calcul simplu, am adunat cam tot ce am cheltuit. Am cheltuit undeva la 1600 de baht, adică aproximativ 50 de euro. Am vizitat câteva obiective turistice destul de interesante. Dar da, astea fiind spuse, eu închei acest videoclip aici. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine, vă mulțumesc foarte mult că dați like, că dați share, că dați subscribe, iar până la episodul viitor de aici din Bangkok, pe curând!